să îndrăgostesc durabil de universul cărților. Librarul e un fel de duhovnic în această materie, un personaj care ar trebui să reunească diverse competențe, inclusiv intuiția psihologică. Aptitudinea de a dialoga cu cititorul potențial și de a înțelege, poate cu un moment mai repede, ce carte fundamentală ar putea să îi însenineze existența, ce întâlnire cu un autor major ar putea să-i modifice tabla de valori. Ne îndreptăm spre cărți în toate stările de spirit imaginabile, acoperim ca cititori, bineînțeles, tot spectrul emoțional al condiției noastre de oameni. Suntem triști când citim uneori, suntem euforici, devenim așa triști sau euforici după ce am citit o carte. Literatura e, bineînțeles, succedaneul mitologic care ne asigură funcția imaginară, ne permite să ne plimbăm prin continentele care nu există empiric, dar care abia așteaptă să fie populate cu fantasme, cu animale fabuloase, cu întruchipări cât mai stranii câteodată. Și bineînțeles că fără acest complement al imaginarului, viața de zi cu zi, așa cum o cunoaștem, ar fi mult mai sănătă și mai cenușie, mult mai apăsătoare și mai stresantă. Deci trebuie să nu încetăm să mulțumim cărții pentru că există, să ne bucurăm că suntem într-o civilizație a cărții. Pentru că există și civilizații care n-au cunoscut scrisul sau care n-au sacralizat textul. Nu au ajuns în situația de a spune, iată, baza pe care construim tot universul nostru de valori, se află în această carte care e sfântă, nu? În lumea iudeo-creștină, Biblia cu cele două testamente. Deci cei care se nasc într-o civilizație a cărții au și obligația de a perpetua cultura, memoria, venerarea, poezia care înconjoară cartea și biblioteca, independent de evoluțiile tehnologice. Toți profeții de climului cărții se înșală pentru că noi fiind o civilizație a cărții, până când nu vom deveni altceva, dacă vom deveni vreodată, vom rămâne loiali textului. Va trebui să revenim la textele majore, va trebui să ne învățăm copiii, să formăm noile generații, tot în ambianța marilor clasici, a celor care constituiau până la asaltul corectitudinii politice, canonul culturii occidentale. Generații de-a rândul au primit cultura în sub forma aceasta canonică. Noi am prins o vreme de nou iconoclasm în care canonul e contestat, în care au venit tot felul de mini-revoluții, de seisme care au zbuduit ordinea, să zicem așa, mai burgheză a lumii occidentale și că e mai 68, că este, mă rog, o corectitudine politică venită din California peste noi. Sub orice formă, iată, avem de a face cu niște curente care au contestat acest canon al culturii occidentale. Mari autori au zis Shakespeare este la fel de important ca orice percuționist senegalez, să spunem, fiecare se exprimă într-un fel, are un limbaj propriu și ar fi o discriminare insuportabilă să facem o ierarhie în care Shakespeare depășește valoric percuționistul senegalez. În acest context de cetatea cărții sub asediu, n-aș spune că e-book sau Facebook amenință cartea, ci mai degrabă aceste ideologii corozive care sunt niște succedane laice, secularizate, radicale ale nihilismelor generate tot în interiorul culturii occidentale, adică unui iraționalism care a luat o formă din asta eschatologică, spunându-ne totul este la civilizația occidentală, la sfârșitul Europa nu are viitor, viitorul este ora al Asiei, ora al roboților, ora al biotehnologiilor, ora al
noi utopii, dar umanismul european bătrânesc, așa cum l-au apucat bunicii, hai să zicem înainte de primul război mondial, e o chestie îngropată și nu va mai reveni niciodată. Bun, acum eu zic că de fiecare generație intelectuală, creatoare, depinde răspunsul la aceste provocări, depinde și înțelepciunea de a reveni la canonul acesta destructurat sub asaltul colectivului politice. Și din punctul ăsta de vedere, cultul fizic, nu numai spiritual, intelectual al cărții, constituirea unei biblioteci pentru orice tânăr, rămâne un ritual fondator. Mie mi se pare că orice părinte responsabil nu trebuie să lase pe copil doar pe Kindle să descarce în PDF niște titluri luate cu lopata. Proximitatea unor pereți cu cărți acasă, în sala de studiu de la universitate, la liceu, în biblioteca sătească, nu poate fi înlocuită cu nimic. Și cred că e vorba de un complex sinestezic, de un complex de senzații care se întrepătrund. Lectura presupune o mobilizare de tip liturgic, așa cum ca în biserică toate simțurile sunt solicitate în actul liturgic, și cartea, o să o miroși, să o vezi, să-i asculți muzicalitatea, pentru că orice text are un fel de muzică interioară. Nu e un obiect inert, sau e un obiect inert până la întâlnirea cu cititorul, care îi dă încă o dată viață și încă o dată viață. Ca modest autor, încăpățânat să persiste în acest viciu, m-am întâlnit în timp cu foarte mulți cititori. Nu vă imaginați mase de cititori, că nu sunt un autor de bestseller, dar cu cititori care mi-au spus: v-am citit cu tare carte în 97, m-a marcat. Rămâi nu doar măgulit, rămâi odată în plus îndatorat și acelui om care s-a deschis atât de mult încât să spună: iată, gândul altuia devine gândul meu, nu? S-a produs o osmoză intelectuală, dar și surpriza de a constata că cartea care i-a dat drumul în lume are într-adevăr, cum spune dictonul latinesc, propria soartă. Cartea, din momentul în care a plecat din librărie, va avea o aventură și cât ne-ar plăcea să putem scrie, reconstitui toate aceste aventuri. Mie mi-ar plăcea să, într-o alegorie borgesiană, să pot ști ce s-a întâmplat cu fiecare carte ieșită dintr-o librărie. Pentru că e o aventură fantastică. Mii de filme de aventuri s-ar putea turna pe baza urmăririi destinului unei cărți nu în sute de ani. Poate că nu rezistă. Cărțile din era industrială sunt făcute în așa fel încât nu au longevitatea unui incunabul. Dar chiar și în 50-60 de ani, gândiți-vă prin câte mâini poate să treacă o carte, sub câte priviri, la câte momente de intensitate și autenticitate umană, existențială, poate fi a martor. Cred că mai există încă iubiri bazate pe cărți și iubiri care ies din cărți, continuă în cărți, se reflectă în cărți. Cred că mai există lecturi îndrăgostite, cred că există încă oameni care își conjugă și pasiunile pentru un autor, pentru un gen literar, pentru o anumită formulă livrescă. Deci cartea este cel mai nobil mod de a multiplica individul în starea lui de deschidere către semeni, de a rezuma umanitatea, de a da un sens fiecărei generații, de a conserva memoria și patrimoniul, valorile fără de care societatea alunecă imediat în anarhie. Și trebuie să devenim, cred, cititori militanți, adică cititori misionari, cititori care în numele cărții sacre sacralizează și celelalte cărți pe un alt plan. Nu sunt cărți revelate, dar sunt cărți care toate
dacă sunt cărți bune, poartă în ele un sens. Misionarea cărții, a ideii de carte, a supraviețuirii cărții, a frumuseții cărții, a semnificației ei de neînlocuit pentru civilizația noastră și misionarea ei culturii înalte, adică ai culturii adevărate, nu a imaculaturii, nu a tabloidizării, nu a pornografiei, nu a pseudo-discursului delirant, nu a salatei de cuvinte, a literaturii mari, a filozofiei adevărate, a teologiei profunde. Trebuie să ne cultivăm discernământul pentru că suntem pe piața cărții asaltați de o ofertă uriașă și dacă n-ai busola la tine, dacă n-ai discernământul educat, mai ales la tinerețe fiind, te pierzi cu ușurință în acest ocean. Eu mi-am învățat proprii copii să citească și am astăzi bucuria de a ști că am studenți la niște universități foarte bune, iubitori de carte. Sigur că tot prin cărți, alte cărți, își consumă și ei parricidul simbolic punând în scenă conflictul între generații. Eu trebuie să apar la un moment dat în situația conservatorului puțin enervant, dar nu are loc o Kulturkampf, o cafteală ideologică, nu suntem în conflict, însă le-am transmis morbul lecturii și asta e esențial, adică știu că nu își vor putea concepe nu doar momentele de răgaz și solitudine binecuvântată, ci și cotidianul fără proximitatea cărții, a cărții de căpătâi, cum se spunea, livre de chevet, a cărții care te însoțește. Și poți să te întrebi cine ești și poți să cunoști un om dacă intrând poate chiar neinvitat în intimitatea lui, vezi ce cărți are pe noptieră. Dacă există o carte, asta deja e un prim răspuns, și al doilea, ce cărți și poate în ce ordine? Care e cea de sus? Care e la bază? Vă invit să faceți astfel de exerciții de detectivistică și de psicanaliză a cărții în timp real și să țineți cont de necesitatea ca noi toți să promovăm cultura cărții, editurile, librăriile, librarii, meseriile cărții, industriile cărții, pentru că, cum spuneam, sensul generic al conviețuirii noastre este grav amputat dacă ne lipsim de acest obiect ciudat, un obiect cu multe dimensiuni și cu cea mai complexă istorie posibilă. Eu, în linii mari, cam asta aș vrea să vă transmit celor care ați făcut călătoria prin traficul infernal în București, ca și mine, în vederea acestei întâlniri și, dacă vreți, am să vă recomand Paul Johnson. Îmi spunea domnul de aici că tocmai l-a descoperit, se jena un pic, a făcut-o cam târziu, dar cred că nu e niciodată târziu să descoperi un mare autor. Paul Johnson e mult mai mult decât un Lucian Boia britanic, dar merită descoperit, împreună cu geamănul lui între ale conservatorismului creștin foarte smart și foarte profund, Roger Scruton, care are și el două cărți, inclusiv asta despre Beau, deci există o carte despre filozofia viței de vie în toate ipostazele sale civilizaționale, culturale, mistice, care este fantastic de frumoasă și de amuzantă totodată, de interesantă. Însă am făcut aceste două recomandări, doi mari eseiști, istorici,
din curentul conservator creștin britanic, oarecum aleatoriu, nu-mi place să recomand. O recomandare este ca o lamă de ghilotină, desparte corpul culturii universale de un cap. Da, e un balaur cultura universală, e policefală, degeaba recomanzi o carte. Trebuie mai degrabă să educi discernământul, să îl ajuți pe cel mai tânăr, să zicem, să se apropie fără inhibiții de mari autori, în același timp să învețe cum să-i citească, pentru că noi nu avem, în ciuda unei producții editoriale destul de abundente, aș spune, nu avem suficiente traduceri pentru diverse vârste și categorii ale acestor texte mari. În Occident există mai multe rezumate, variante pentru copii, chiar benzi desenate, în fine, tot felul de modalități de a reduce distanța, de obicei inhibantă, dintre mari autori și omuleții contemporani, oamenii obișnuiți, oamenii simpli, oameni care de multe ori spun e prea greu, renunț sau se simt timorați în preajma unor clasici și atunci socotesc că asta e o chestie plicticoasă de școală. Deci și în cultura noastră aș adăuga la acea mesajele pe care le-am pus în pagină și necesitatea, cred, de a stimula lumea intelectuală în sensul acestor variante mai amicale de apropierea publicului larg și tânăr de cultura înaltă. Pentru că altfel o să ne copleșească trivialitatea, nonsensul, cancanul și tot ce vedem că formează deja mainstream-ul mediatic, chiar în presă, presa scrisă, din păcate, și tot mai mult spun, dom'le, uite că asta are succes. Noi suntem anti-elitiști, nu putem să mai propunem chestii grele, că lumea vrea să se distreze. E, în fața acestor renunțuri, eu zic că cei care au prins deja gustul culturii adevărate, trebuie să devină și intermediarii, cei care traduc mai pe înțeles pentru cei neinițiați conținutul ăsta. Și, mă rog, încet, încet, cred că și la noi. O ultimă remarcă, apropo de ce ne lipsește, este, vedeți, mi se pare că poate sunt eu, ca părinte de copii deja mari, poate sunt eu deconectat, dar n-am văzut o literatură pentru copii suficient de... adică, să spui, dom'le, bun, dar nu neapărat benzile desenate și lucrurile astea de copii, ci cum, știu, Iliada și Odiseea pentru, nu, sau, bun, Mahabharata, sau nu știu, ceva. Ce ziceți că se de fapt sunt? Da, se întâmplă niște lucruri în domeniul literaturii pentru copii. Vă semnalez un site care se cheamă Merlin. Este un Merlin. Ah, Merlin, da. românesc, deci. Da, este un magazin. Este un magazin dedicat cărții pentru copii și jocurilor pentru copii, scuze. Aha, da. Da, probabil că... Sunt, se afirmă deja niște nume, niște autori de parte pentru copii, Victoria Pătrașcu. Da, mă bucur de lucru. Bun, de fapt, eu aș o altă problemă. De multe ori noi stăm în găoacea noastră și nu ajunge la noi informația, nici noi nu ne ducem spre ea și atunci tragem concluzii greșite. Poate că, de fapt, sunt mai multe și nu mai. Așa, cam asta e. Deci eu, dacă vreți să-mi citiți cartea, ia acolo, v-am și stiloul să vă dau autografe. Dacă înainte de autografe vreți să mai discutăm, întrebări, dacă am răspunsuri, nu știu, dar...
astea. Greu de spus, dar cred că intelectualii mi-a produs cele mai mari satisfacții bazochiste. Da. Însă îi cumpăr toate cărțile pentru că e adorabil, adică are o dicțiune a ideilor, un stil. Da. Ele se schimbă pe parcursul vieții noastre? Sunt o singură, da, în termen limitat? Și care ar fi cărțile noastre? Eu nu am o notiere cu cărți. Mai nou, așa de câțiva ani, țin inerțial, fără să citesc, că nu pot să citesc în pat. Dar mă mai uit. Țin un Nou Testament și o saltire mică, așa, la căpătâi. Dar e o metaforă mai degrabă, cartea de căpătâi, în sensul că e cartea care e la fel de importantă pentru tine pe cum e de important capul tău în alcătuirea ta. Nu? E cartea care te conduce, cartea care te domină, care îți te exprimă, te definește cel mai bine. Însă, încă o dată spun eu, neavând nicio memorie din asta de o memorie arhivistică, factual, cronologică, plină de date punctuale, sunt reticență, adică nu văd biblioteca mea ca un catalog de cote cu intrări. Am o... Că și asta e interesant să vezi. Și cred că orice portret al unui scriitor ar trebui să includă și descrierea relației lui fizice cu biblioteca. Cum e organizată biblioteca? E în toată casa, e aia de acum 40 de ani, a fost triată, cum s-a întâmplat în cazul meu, eu sunt la a treia bibliotecă. Adică, practic, am, dacă număr, o cameră întreagă plus alți doi pereți de cărți, dar asta este rezultatul a trei mari epurări care au dus la asta, pentru că nu mai aveam loc. Dar din toate peregrinările mele diplomatice, din perioada primă pariziană, a doua, din cea romană, din cea de la Lisabona, pretutindeni unde am fost, am cumpărat cărți, evident. Nu m-am putut abține și nu mi-am pus niciodată problema când, pentru că raportul dintre gol și plin e totdeauna în favoarea golului. Cumperi, evident, mai multe cărți decât citești. Există un fel de stoc strategic care de obicei ne supraviețuiește cu tot cu bibliotecă, pentru că tot îți spui și până la urmă zici, ăsta e stocul pentru când se încheie viața mea activă, dar viața ta activă în ziua de azi continuă, de fapt, și după o, să zicem, formală pensionare. Și atunci, multe cărți, dar toate aceste ipostaze ale cărții, e un spaniol, nu știu, care a și fost cititorul lui Borges, dacă cineva are memoria. Istoria lecturii. Așa, care a scris o istorie a lecturii, foarte interesantă, foarte interesantă, da. Unde, de fapt, din câte țin minte, trece în revistă toate ipostazele rațional inventariabile ale relației om-carte, intelectual. Alberto Manghel. Așa, da, da. Mai e ceva. Cărți au fost scrise pentru ca memoria generațiilor anterioare să nu se piardă, și pentru că ea e, de fapt, memoria noastră. Nu avem două. Una a noastră, una a lor. E aceeași.
Și cultura scrisă, exegeza, transcrierea, toate erau legate de... Asta abordez în cartea mea, pe larg. Chestiunea asta. Ce faci din momentul în care toate cărțile din această bibliotecă, dacă sunt digitalizate, încap pe un hard disk extern de 1 terabyte. Ce faci? Noi toți ne-am căznit să citim, să reținem, să îl plasăm măcar cronologic unde trebuie, pe Platon sau pe Leibniz sau pe Newton sau pe Simone Weil sau... Acum avem propteaua cu Wikipedia, cu Google, cu... automat ai uitat ceva, nu mai există privilegiul lapsusului. Lapsusul era o chestie care îți arăta cât de plin ești. Era un mic gol. Acum toată lumea știe tot în aceeași secundă, pentru că și atunci de fapt nu mai știe nimic. Se răstoarnă raportul dintre mine și memoria grație căreia încarc mereu cultura. Pentru că eu devin propria mea proteză. Mai exact, aceste proteze tehnologice ni se substituie. Încep să fie, să-mi țină loc de părți din creier, nu? Ca dovadă, cuvântul e același. În loc să am memoria mea într-o arie bine desemnată a mulțumim a creierului, am memoristic. Nu? Încurajarea uitării. Da, deci și atunci chiar asta e o întrebare, dacă producția culturii se va putea menține, ținând cont de teza mea de bun simț că motivația transideologică universală a producției culturale a fost păstrarea memoriei. Dacă această chestiune e rezolvată, e gata, e rezolvată, putem, cum să spun, da, totul e atât de fragil, pe de altă parte, pentru că mă întreb în reflecția mea din carte, nu? Și consecințele unei banalisime, posibile, iminente, sau pur și simplu accidentale, pene de curent, suficient de îndelungată încât să, nu? Să ne arate că nu mai știm să scriem, să calculăm fără calculator, să... Deci, practic, drumul spre condiția troglodită sau preistorică ar fi foarte scurt. Cred că... Nu? Deci, iată, sunt provocări care pleacă din carte, revin la carte, la funcțiile cărții și... Sincer să fiu, dacă Borges își imagina paradisul ca pe o bibliotecă, nici mie nu mi-ar strica să fiu zilnic aici, ca un la fel de urât ca Socrate, dar nu mai puțin înțelept, și gata să împărtășesc un mic grup de discipoli cu urechea fină, ce-mi trece prin cap, apropo de iată, viitorul cărții care se scrie din prezentul ei. Alte întrebări mai sunt? Am eu o propunere de... Da. Astăzi am identificat prima propunere de viitor proverb contemporan. Așa ceva nici eu n-am auzit. Eu sunt prima persoană care formulez așa. Da. Se cheamă pisica cu smartphone, nu prindă șoareci. Da. Da, mă rog, e o parafrază de la proverbul pisica cu clopoței nu prinde șoareci, nu? Da. Dar... o să fac doamne, mă. Dar cum, stați așa să prindem pe toată lumea. Da. Au, l-am dat pe video. Mai bine. Foto. Da.
Bun, păi atunci, dacă nu vă simțiți obligați, dar să știți că mi s-a spus că e o carte care pasionează. E citită foarte dintr-o suflare. Nu? Așa e, că ați văzut și noastră în avionul da, de Milano, că o citau câțiva. Am văzut ieri, dinspre Paris, București, la fel la trei care citau. Da? Și m-a zis că am văzut că sunt liste de cuvinte și cuvinte cheie folosite pe Facebook. Ah, da. După e slang-ul și... Facebook, da, tot ce se întâmplă. Am încercat să cumpăr, dar nu aici. Și da. Nu mai e la cărturile. Nu mai sunt de mult. Deci, care, doamnă, numele dumneavoastră? Antal, Vasilie și pentru Ioana. Pentru Ioana? Ioana e de Antal, Ioana. Da. Ioana Usu? Da. Doctor, da, știu. Da. Cum pot pe Viana? Copiii e bine, tot? Plecăm la ei. Plecați la ei? Mai aveți ambasadorul vă la mine? Asta-l... Ai o logo.